Din 15 martie a început recensământul general al populației și locuințelor. Prima etapă a fost cea de autorecenzare, cu transmiterea electronică a datelor, care trebuia să dureze până în data de 16 mai, dar termenul a fost prelungit cu 2 săptămâni. În acea perioadă s-au autorecenzat în jur de 45% dintre hunedoreni, procentul nefiind unul ridicat. Nici în etapa de recenzare clasică, cu vizită la domiciliu, lucrurile nu merg prea bine. În prezent, peste 35% din populația județului fiind nerecenzată. Și până la momentul actual au fost autorecenzați și recenzați peste 62% din populația de 365.000 care este estimată la data de 1 decembrie anul trecut, data statistică pe baza căreia se desfășoară recensământul. Mai sunt 2 săptămâni în care recenzorii, peste 430 de recenzori, sunt pe teren în toate UAT-urile și vor să ajungă la toți care sunt acasă, cei care încă nu s-au autorecenzat. În atare condiții este posibil ca și în cazul autorecenzării, ca procesul să fie prelungit, probabil tot cu 2 săptămâni, termenul inițial fiind de 17 iulie. E posibil să fie prelungită perioada de recenzare clasică? Acest lucru depinde de propunerea pe care o va face Institutul Național de Statistică, cel care coordonează faptic recensământul. Există informații în acest sens, dar nu este o siguranță în data de astăzi. Recensământul trebuia să se desfășoare în 2021, dar din cauza pandemiei de coronavirus a fost amânat pentru anul acesta.